Campioana României la volei masculin din sezonul trecut, Rămazalău, se află într-o situație dezastroasă, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere financiar. Pe de o parte, după primele 4 etape ale acestei ediții de campionat, Rematul ocupă un rușinos loc 11, penultimul în Liga Națională, iar pe de altă parte, echipa a rămas fără sponsorul principal, Remat Invest. Autoritățile locale recunosc situația delicată a echipei. Clubul sportiv Remat are datorii de peste 300.000 de lei, motiv pentru care la ultima ședință de Consiliu Local, municipalitatea a hotărât să aloce suplimentar 200.000 de lei clubului de volei. Până la sfârșitul anului, activitatea este foarte încărcată, clubul participând la meciurile din Champions League, Cupa României și Campionatul României. La această dată, clubul sportiv Rămazalău are datorii de 328.000 de lei. Problemele financiare au efect și în ceea ce privește funcționarea echipei, a declarat primarul Radu Căpâlnașiu. În momentul de față, Consiliul Local deține 92% din acțiunile clubului, iar Consiliul Județean și Remat Invest au câte 4% fiecare. Noul președinte al clubului va fi secretarul primăriei Zalău, Stelian Potroviță, deoarece Consiliul Local este acum acționar majoritar. Cât îl privește pe antrenor, Marius Ordil a primit deja un ultimatum. Pleacă la prima înfrângere. Echipa are programate pentru acest weekend 2 meciuri pe teren propriu. Sâmbătă, Rematul va întâlni formația CSM București, meci contând pentru etapa 5-a. Duminică, voleibaliștii zăloani vor avea același adversar, CSM București, în meciul tur din Cupa României. I-am transmis antrenorului Marius Ordil că dacă echipa va mai pierde un meci până la sfârșitul anului, va fi demis. Nu poți avea vreo justificare la faptul că ești pe penultimul loc, având în vedere nivelul și pretențiile pe care le are echipa. Poate să fie un accident, dar când ai deja 4 accidente, e prea mult. Vineri vom avea o ședință și se va analiza activitatea și situația actuală a clubului, a anunțat primarul Radu Căpâlnașiu. Fostul finanțator Liviu Ciupe spune că situația în care se află acum clubul este generată și de lipsa unei conduceri care să-i asigure buna funcționare. În primul rând, trebuie să existe o conducere a clubului. Fără o conducere nu poate funcționa niciun SRL cu 2 angajați. Echipa nu a avut președinte o lungă perioadă de timp și acest lucru se resimte. Președintele trebuie să stabilească obiectivul clubului și să facă un plan pentru fiecare an competițional în funcție de lot și resurse financiare. Față de anul trecut, Rematul are un lot mai valoros, dar să ajungi pe locul 11 este cam dureros, a declarat pentru Graiul Sălajului Liviu Ciupe. Cel mai probabil, în cazul în care situația de la club nu se va remedia în scurt timp, spectatorii zăloani vor trebui să se obișnuiască cu performanțe mediocre ale echipei în perioada următoare.